Salutare tuturor, aici este Bobo Spider și bine ați revenit la un nou video din Hades. Oameni buni, am niște vești destul de interesante pentru voi. Am mai reușit să mai termin jocul încă o dată cu încă o armă și anume să-l termin cu scutul. Cumva am avut noroc să prind o combinație destul de interesantă de buff-uri și upgrade-uri pe scut, încât am reușit să reușesc să termin jocul cu scutul. A fost destul de interesant, dar noi oricum o să facem și chestia asta și pe YouTube, pentru că știu că probabil sunteți mega, mega curioși de treaba asta. Dar, înainte de toate, avem aici așa o micuță parte de poveste care ne arată așa puțin cam ce se întâmplă de fapt în jocul ăsta. Și pe lângă asta, în vreo 10 zile cam așa trebuie să vină un update mare pentru joc. Așa că hai să vedem despre ce este vorba aici, în toată treaba asta de poveste de aici. It is the dead of night, or the approximation of it in the realm of Hades. Prince of the underworld, Zagreus, rises from a fitful slumber with much mischief on his mind. Așa, ați votat să mă joc cu sulița, că m-am lăsat în descriere acolo. Mischief? Me? Huh? I was just going to have a little look through father's stuff. Îmi place că el vorbește cu naratorul aici. All is quiet at this time. Ever dreaming Hypnos put a spell upon the house, as willful Zagreus had asked of him. All are fast asleep, save for the prince. Okay. It is exactly as he planned. Deci în mare parte Zagreus a pus o vrajă, l-a rugat pe Hypnos să vrăjească toată casa să doarmă, ca el să poată să răscolească printre chestii lui taică-su. Lower your voice, old man, I'm trying to be sneaky here. Place că l-aude pe narator. He ventures toward the stately throne of his lord father, half expecting to be caught, but ill expecting what he is about to find. I said shut up, old man. Place că tot vorbește cu naratorul. He does not know exactly what he seeks. He only knows that something always has felt off to him, that he does not belong. Who is he, really? Lord Hades never would indulge such questions. So Prince Zagreus would find out for himself. Okay. I'm not listening. Da, el vrea să afle puțin că ceva e foarte dubios aici în legătură cu părinții lui. Lord Father's possessions. There is not much of any import there. Ledgers and administrative paperwork, correspondence from Olympus which he had ignored, no trace of any reference to his son. Okay, shaz de maicha. Then, oh, there is the note, written finally in a hand and voice the likes of which the prince had never seen or heard. Hades, I can no longer tolerate my life here in this place, so I am leaving, even if it kills me. I won't be returning to Olympus. If there is a place where I belong in this world, it must be somewhere between heaven and hell. Perhaps it's on the coast and has a little garden. Take care of Cerberus. I shall miss him. Thus did Prince of the Underworld Zagreus absorb the contents of this hidden letter written in his mother's hand. Hades l-a păcălit pe Zagreus spunându-i că maica e Nyx de fapt. His mother's hand. My mother's hand. Wait, what? You're saying this Persephone that she's my mother? Da, maica e Persephone. But father always said that Nyx was liar. He lied to me. They both did. All my life. De-aia noi încercăm mereu să evadăm din tărâmul lui Hades. Did the prince discover inadvertently the well-kept truth about his lineage? Entirely by chance, this did occur. Okay. Oh, my age, my age. Persephone, the one-time queen of all the underworld. Where had she gone? And why? Engulfed by newfound questions and his rage, the prince decided to confront his lord and master. Oh. What? You're... Nyx. You're not my mother. All this time, you and my father, you lied to me? Oh, my dear child. So now you know. Nici măcar nu neagă, știi? So now you know. But only half the truth. I can explain the rest, so... Please. It never was my wish to hurt you. Da, deci cam asta e povestea mare parte, iar noi încercăm să evadăm din tărâmul lui Hades în speranța de a o găsi pe Persephone. I wonder, will you even remember me? Și cel mai probabil cred că update-ul major următor asta o să introducă puțin. Ok, cred că mai avem niște puncte aici pe care le putem băga. Dar nu, ok, vreau să păstrez pentru asta. Deci a zis că vreți să jucăm cu sulița, boys. Deci asta o să-și facem acum.
Să jucăm cu sulița. Ok. Sulă interesant. Da, jucăm cu viața aia în plus ca să fie o treabă. Ia zi-mă ce reușim să facem. Oh! Family. Death is your only family. Death and I. Best get accustomed to the both of us. Ok, uneori se mai întâmplă random să mai vedem un mini cinematic genul ăsta legat de niște dăste de-a lui. Oh! Frodita. You're going to love it on Olympus, little godling. The air is beautiful and brisk, the gardens lush, the feasting plentiful. Why, it must be the opposite of everything to which you are accustomed. Ok, ce avem aici? Call-ul e destul de bun. Dar aș prefera gen basic attack-ul. No love without pain. Oh, chaos din prima. Ok, asta o să fie interesant. Să vedem cum o să funcționeze chaos-ul aici din prima, boys. Ok, dăm ceva bun. No, no, nu cred că vrea. Ești mai chestia, așa, într-un cadru, așa, asta mai mulți bani. Speciala mea dă mai mult damage, ok, deci trebuie să mă ferez de capcane. Ok, deci trebuie să mă ferez de capcane. Că dacă iau capcane, iau 300% mai mult damage, există șansa să-mi dea one shot o capcană. Bine, aici la început n-ar trebui să fie asta o problemă. Ok. Mamă, ce era să mă duc în aia. Ok, mai multe puncte. Aoleu, nu grăsanii. Doamne, grăsanii și mai enervanți, mă jur. Dar noroc că avem weakness-ul pus acum din prima, că putem face o treabă mai ușoară acum cu weakness-ul ăsta. Dacă am prinde criticală, deci ar trebui să facem schimb, dacă pe special aș avea weakness-ul și pe basic să am criticală, ar fi gen crimă. Ciocanul, ok, hai să dăm ciocanul. Nu știu la suliță ce opțiune avem, se pare că avem opțiunea aia ca să nu mai avem spin attack-ul ăla și dă mai mult damage pe basic sau ceva în genul ăsta. Deși noi acum va trebui să creștem speciala, pentru că speciala primește buff acum de la Chaos. O să vedem imediat oricum. Opa! Ciocănescu, your special is the place with a shot that deals damage to an area, your special deals așa. Your attack has more range and deals... Oh, asta sună mai bine, extended jab. Și bounce-ul ăsta e bun, poate prinde ceva bun pe bounce, dar la boss nu o să avem nevoie de bounce așa mare. Trebuie range-ul și mai mult damage pe range. Asta trebuie să mă ocupă neapărat. Ok, așa. Adică putem să-i lovim de la distanță mai ușor, fără să trebuie să mă apropii foarte tare de ei. Gen, de aici cred că pot să dau lejer. Și după aia dacă punem pe basic criticală sau ceva, o să fie perfect. Ok, să-mi parte mis aici. Deci acum avem mai mult damage pe specială. A, m-a dus fix în bombă. Îți dau mai mult damage la distanță. Eu care știam că vreau să plusez pe specială și am plusat-o pe basic, într-un fel sau altul. Ok, dăm ceva bun, Artemis. Oh, dash-ul. Dash-ul e destul de bun. Ah, ziceam eu de criticală pe basic. Da, asta am nevoie de criticală aia pe basic. Da, nu o să super, stai liniștit. Criticala e alea că mai bună, dacă punem pe special așa să dăm cu ăsta ar fi o chestie. Adică uite la criticală cât de bine merge. Trebuie să ne healuim neapărat după asta că e nasoală treaba. Așa. Ok, aici cred că o să avem parte de niște healing. Ok, e Sisifone.
să se pus asta. Da, mă, da, știu că ești fericit în legătură cu, cu sisters-urile, așa. Si? Îmi place băiețașul ăsta, mereu îmi dă chestii bune. Mereu dă chestiuțe bune și are grijă de mine. Vedeți, asta e foarte practică dacă vreau să distrug repede niște chestii enervante. Da, mai am atacul ăsta care nu prea-mi place să-l dau, sincer. Că se încarcă așa greu. Numai dacă apucăm să ajungem până în Elysium, să dăm și... să prindem ciocanul 2, să schimbăm iarăși atacul, ar fi super. Ok, vreau ok. Sânge pentru multe key, boys, ca să stăm la pușca. Pentru că dacă e data viitoare să facem cu pușca, dacă reușim să sângem destule. Dar nu știu câte am acum, o să mă uit imediat. Vezi cât range am acum pe basic, Jesus. Am 8. Ok, deci o să deblocăm data viitoare să jucăm cu pușca. Scuze, eram foarte prins acolo. Cred că să avem niște HP, că banii ca bani avem măcar de un bani de o chestie drăguță, dar trebuie și niște HP. Și 7-6 criticale, mai mult decât perfect. Cred că înainte de spawn pot să folosesc lejer charge-ul. Mamă, am un swipe de la gigantic. Mă, nebunul. Acum putem merge la magazin. Poate prinde ceva bun. Ok, nu știu ce urdă lumea pe afară, dar să zicem. Ia nevoie de niște attack speed aici, să fiu sincer. Ok, taci acolo. Attack faster, nice. Healing nu cred că am nevoie. Ok, hai să batem boss. Oh, iarăși e Meg. Mâine acum mai schimbă. Ah, cred că după asta începe să o schimbe. După ce începe să o batem deja de multe ori, să după ce îndulcăm arma. Nu știu. True. Am geamul deschis și de-aia sau deși, ok, se face cald aici cu PC-urile astea cu toate alea. Ok, n-am nimic ca pe special, deci nici pe casting, asta e destul de dubios. Dar măcar avem criticale mari. Mamă, ce criticale, ești nebun. Ah, da, da, și-mi ia și de-aia. Easy. Easy, hai că merge perfect cu sulița. Merge foarte bine cu sulița dacă prindem acolo niște atacuri. Sulița a doua e destul de bunicică. Îți dă un buff destul de interesant. Ok, nu știu ce e afară, dar e foarte dubios ce e afară în momentul ăsta. Cum aia e? Noroc că avem jocuri relativ de tare, no, să urmă bine. Da, mă, vine astfel să mor, lasă-mă pace. Old man, calmează-te. Oh, cu asta n-am bătut Hydra? Ok, pare că cu sulița n-am bătut Hydra. Oricum cu pușca abia aștept să ne jucăm, să fie super fain. Mai ales dacă prindem ciocanul repede. Mai mult chaos. Chiar te rog, dacă e ceva care să-mi crească damage-ul, ar fi super tare. Sau valoarea banilor. De obicei urmăresc asta, damage, bani. Ca să facă run-ul mai ușor. After all you gain HP, boons are chance more to get. Ok, attack damage, nu pot să folosesc cast-ul. Și așa nu foloseam cast-ul de obicei, deci e bine. Deci pentru 3 ture parcă nu pot să folosesc cast-ul, nu? Adică colecționez mai greu cast-ul, ceea ce puțin mă interesează, că noi oricum nu folosim cast-ul, iar boss-ul e destul de departe. Ok, 4 ture. Tot e destul de departe și boss-ul.
Am vrut eu să încarc swipe-ul ăla, dar ce prea mult strică. Bă, da ești culmea, mă. Hai că pe asta l-am ținut blocat acolo. Perfect. Țin nectar pe aici, Artemis. Dacă îmi prinde criticală și pe specială sau ceva, ar fi perfect. Ce avem? Crezi că avem nivelul cu barja. Ăla e unul din nivelele pe care nu îl suport. Bun, așa. Unde mai ești? Perfect! In the name of Hades. Your special is stronger, deal critical. Stă bine. The might of the Huntress. Mai multă criticală. Aaaa, Afrodita sună. Oh, acolo era combo, era dublu. Vai, ce orb sunt. N-am văzut că era dublu acolo. Ai, ai, ai. Ok. This isn't good. Oh, e sigur. Bai, am văzut, am crezut că-s două Afrodita și eram așa de nedumerit de ce sunt două. Și pe aia am văzut că... Pe aia am văzut așa subtil că era și verdele ăla acolo de la... De la Artemis. Wow! The Wombo Combos of Destiny. Asta e cel mai nașpa Wombo Combo pe care îl au monștrii ăștia. Mor bre odată. Ok, hai că acum moare asta. Bine, și cede prea multă criticală că am stric acum, să fiu sincer. Bun. Hei, dă-o măcar pe asta. Dash, call, charm. Hai, luăm dash-ul, le dăm așa. I feel fabulous. Da, nu cred că s-ar putea să nu putem trece de Hydra nici data asta. Nu prea avem așa marele noroc al upgrade-urilor, cum s-ar zice. Dar ne scurcăm noi, s-ar putea să avem șanse. Nu e chiar bătâncuie că nu o să reușim, știți? Adică totuși avem combo de weakness, știi? Să dăm weak pe aici. Adică dacă am pus asta de weak, e gata treaba. Mamă! Jesus, ce aici? Ești nebun, frate? Da, mor, mă, tu bă-n spanac de vrăjitoare. Ui, aproape a murit, ești nebun? Ok. Poseidon. Ca aia la altor oricum nu o să ne dea healing, deci e ok. Uite, Poseidon aici nu strică. Ok, Poseidon. Da, am înțeles. Ideea e că dacă au, cum se cheamă, au armura aia, nu-și iau knock-uri sau ceva. Deci iau foarte greu knock și nu se opresc din atacuri. Pe când dacă, cum se cheamă, nu au armura aia, e mai ușor să le dai interrupt sau ceva, știi? Dar aici te ignoră complet dacă dai nii cu orice vrei tu. Da, nu prea am putut o combinație bună de atacuri, plus că am jucat-o foarte ficăcioasă treaba. Dar lasă că o mai încercăm o tură cu Sfilța, deci promit eu că după ce jucăm încă o tură, după ce jucăm data viitoare cu pușca, o să rezolvăm noi situația cu Sfilța. Bine, oricum trebuie să luăm Sfilța cealaltă care are mult mai mult crit și damage. E mult mai mișto Sulița cealaltă, o să vedeți despre ce vorbesc, v-am arătat oricum. Mamă, frate, dar... Ești obișnuit să pot să atac proiectilele alea foarte ușor.
Taci acolo, dă-mi ceva bun. Nu fai că de degeaba ești. The ocean's fury. Ok, mai mult healing, dar nu de aici niște healing, că efectiv e groaznic. Ok, hai să ne putem cumpăra niște healing de aici, dacă nu cred că o să fie nașpa. Hermes iarăși era opțiune bună dacă îl luam. Că s-ar putea să fie Mocha de aici. Ok, Charon, mersi, ce zici? Hey Charon, I'm an Asphodel now, aren't I? I'd always heard this was some flower-covered meadow type place, not such a terrifying hellscape. Cred că face mișto de mine. Și mai probabil că face mișto de mine. Nu știu de ce. Couldn't agree more, mate. A, o să iau asta, că oricum știu că o să s-ar putea să-mi iau grav de la asta. De la Hydra. Hydra e destul de greu de bătut, ce drept, fără încă o viață, în plus, în special la low level. Remember me. Heal sus, heal jos, ok. Hai să mergem să-l luăm. Să-mi fac și dash-ul în el ca să pot să-i prind criticale. Adică să pot să-i dau cu weakness, să-i se apice weak. Doamne, sunt așa de obișnuit și cu damage-ul pe și rezistența pe care o am în în run-urile mele normale. E pe salvarea cealaltă, că mi-e foarte greu. Dar e ok, ne învățăm. Am mai trecut prin asta, deci nu-i treabă, oh god. Acum e vorba de randomness-ul de atacuri pe care o să dea Hydra acum. Mă refer la astea mici. Astea mici contează foarte mult ce atacuri îți dau. Aia mare dă cum aceeași atacuri mereu. Bine, și cât de nașpa îți vin și atacurile alea mari, știi? Gen, atacul ăla putea să fie devastator. Face să nu spawneze drăcușori. Cât timp nu e atacul cu valor, e ok. Atacul cu valor de obicei e super nașpa când e vorba de... Okay, oricum o să fie problemă în Elysium 100%, n-o să trecem mai departe, vă zic eu. Avem și foarte puțin HP și... nici n-avem upgrade-uri grozave. HP și un vis. Aparent dacă dau charge attack-ul dă super mult. Oh, nu. Exact ce vorbeam, valurile. Nu, no, cred că aici mă opresc, boys. Oh, god. Da. Aia a fost. Da, scuze că n-am putut să mergem mai departe, da, adică am prins efectiv niște buff-uri relativ bune, am fost eu arogant și am luat o chestie nașpa. Oh, that's stupid, nu-i bai, data viitoare ne scurcăm mai bine. Oh, Kimdos lipsește. Și asta lipsește, ce vrea? Father, you always said the Olympians wanted nothing to do with our kind. But doesn't Charon work directly with Hermes? True. Maybe it's you who wants nothing to do with them. I want nothing to do with them, correct. My hasty nephew assists Charon out of necessity alone. Not even Thanatos is able to keep up with the rate at which mortals expire and must then cross our borders. Want me to pitch in? Just give me your blessing and I'll head straight for the surface. No, I think not, boy. You are born of this realm. The surface is a windswept waste. You don't know how good you have it here. You're right, I don't. Poland, you. Hey Meg, Yankong gift. You're serious? You're really giving that to me? I mean, I'll take it off your hands if that is really what you want. It's really what I want. Implies us interacting with Meg. Foarte nice. Taking in this contraband has anything to do with that. Nice. What do you want from me? Leave me alone. E supărată tare că am tot bătut-o. I was just checking up on you. Just... let me know if you wanted to talk for any reason. I'm not interested in having company, especially from you.
You stay the hell away while I'm off duty. Oh, calma essa te. The prince himself. You want to talk to me? I just wanted to say the lounge looks wonderful. As good as new. Încă nu-i curățat, o vedeți că e drabagiu pe aici de la asta. Place că mereu când vorbești și aia se cară imediat. Greetings, broker. Da, n-aveam bani de nimic. Too pricey for me. Scump. Trebuie să mai luăm și gemuri de astea, ce drept. Oh, God. Dacă mai sunt. Ok, oameni buni, ca asta pe acest video din Hades. Eu sper totuși v-a plăcut. Chiar dacă n-am ajuns destul de departe, promit că data viitoare o să ajungem. O să luăm pușca. Ca să fii atent, din cauza că am geamul ăsta deschis, nu mă lasă în pace aici. Data viitoare să mergem să ne jucăm cu asta. Stai așa. Să mergem să ne jucăm cu pușca. O să fie destul de interesant, promit, o să vă placă. E o armă destul de tare, adică, vedeți, avem bombe la ea, avem diverse chestii destul de faine. Upgrade-urile pentru ea sunt destul de mișto. Mă văd că aici nu s-a păstrat butoanele de reload ca pe cealaltă salvare. Oricum, e o armă destul de faină, o să vedeți imediat în video următor cum o să fie, ok? Cam asta ar fi tot, nu uitați să dați like, subscribe, share și comment și ne auzim data viitoare. Pa, pa!